În Liga 1, transferurile de sute de mii de euro nu mai sunt la modă. Mai nou, licitația începe de la 1 milion de euro. Este și cazul lui Denis Haruț. Gigi Becali îl vrea la FCSB, dar patronul Iftime de la Botoșani nu se lasă convins ușor. V-am spus, domnule, dacă nu obțin aproape 1 milion pe copilul ăsta, nu-mi dau. Copilul nu este nebunit să plece. El este o perioadă de creștere extraordinară. Un alt transfer pe filiera Botoșan, FCSB Olimpii Moruțane pe picior de plecare în străinătate. Este dorit în golf, dar și moldovenii au un cuvânt de spus. Botoșan va primi 10% din transferul jucătorului. Dau milionul meu înapoi, numai el se rămână jucător undeva în Europa, pentru că e un talent pe care nu trebuie să-l pierdem așa ușor. Este unul din cei mai buni număr 10 din România și este un talent pe care fotbalul românesc nu l-a avut de mult.